seara, domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Venim cu dezvăluiri în seara asta la România TV. Pe de o parte, imediat va fi în direct liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu adevărată bombă despre banii dumneavoastră. Practic, ce se va întâmpla cu pensiile, cu taxele, cu alocațiile în bugetul anului viitor, adică în structura economică sau în acel plan economic care practic împarte ceea ce mai e pe la noi până economie. Anunțul lui Ciolacu vine aici în direct la România TV și de asemenea încercăm să aflăm cum va organiza România alegerile în cod roșu de pandemie. Se vorbește tot mai des, chiar și în interiorul partidului de guvernământ, despre amânarea alegerilor. Asta pentru că în România, creșterea exponențială a cazurilor duce la o realitate tristă. Pe de o parte, la o zonă aproape plină a locurilor la ATI, pe de altă parte, vedem de ieri un ordin al lui Arafat care practic obligă spitalele să ia pacienți chiar peste capacitate, adică vom vedea pacienți pe holuri, așa cum am văzut prin alte țări. Închiderea marilor orașe este o chestiune poate de zile. Se va lua această decizie? Nu se va lua? Vom putea organiza alegeri în astfel de orașe? Încercăm să răspundem la toate aceste întrebări, doamnelor și domnilor, în această seară. Alături de noi, Răzvan Savaliuc, de asemenea Marius Budăi, Partidul Social Democrat, Răzvan Prișcă, Partidul Național Liberal. Bună seara, salut pe toată lumea și vreau să încep cu o informație de breaking news. Ei bine, pentru că vorbeam de o creștere exponențială a cazurilor în România, multe comunități au ajuns la o cifră de infectare foarte, foarte mare. În acest moment se închid numai puțin de 4 orașe. Decizia a fost luată pentru 4 orașe din Sălaj și Cluj, care vor intra în carantină totală. Ce înseamnă acest lucru? Ne spune chiar acum Iulia Blondea. Bun găsit, Iulia! Bună seara, Andreea! Bună seara tuturor! Vedem, iată, că situația este tot mai îngrijorătoare. Rata de infectare crește pe zi ce trece în tot mai multe orașe și județe. Și vedem, iată, că 4 orașe, așa cum spuneai și tu, se închid. Vorbim despre 3 din județul Sălaj, respectiv municipiul Zalău, orașul Jibou, dar și Cehul Silvaniei. Practic aici vor fi restricții ca în starea de urgență. Oamenii nu vor putea să intre sau să iasă din orașe fără un motiv bine întemeiat și fără declarație pe propria răspundere. Aici, în aceste 3 orașe, rata de infectare este, atenție, de peste 8 la 1000 de locuitori. Totodată avem și orașul Gherla din județul Cluj, care a fost carantinat astăzi. Iată 4 orașe într-o zi care s-au carantinat. Și situația este îngrijorătoare și la Timișoara. Avem, iată, astăzi declarația primarului, Dominică Friț, care a spus că rata de infectare este de aproape 6, iar carantinarea Timișoarei este aproape iminentă. Mulțumesc mult, Iulia! Răzvan Savaliuc, te întreb, pentru că, în mod clar, povestea cu purtăm mască, spală-te pe mâini, păstrează distanțarea, chestii necesare, dar din păcate nu mai sunt suficiente, creșterea exponențială. Probabil mâine vom depăși 8000 de cazuri, astăzi ne-am apropiat de 1000. Nu se dă stare de urgență, se dă practic doar o stare de urgență la nivelul comunităților. Da, se iau niște măsuri care nu sunt înțelese în continuare de oameni, pentru că autoritățile, în opinia mea, nu sunt în stare să explice ce anume propagă acest virus și cum anume să te ferești. Simplu îndemn, purtați mască, spun eu că nu este suficient, pentru că foarte multă lume a purtat mască și se vede că oamenii foarte mulți sunt îngrijorați, se tem pentru sănătatea lor și respectă această recomandare sau chiar obligație după ordinele pe care au dat autoritățile, dar totuși virusul crește exponențial și asta cred eu că era obligația autorităților să o explice la o manieră credibilă. Da, tu, Răzvan, ai înțeles, pentru că și eu cunosc multe cazuri, oameni care au purtat tot timpul mască, dar s-au îmbolnăvit. Eu spun părerea mea că m-am dus de mai multe ori să-mi cumpăr câte un pachet de măști și pe multe am găsit chiar din farmacii serioase cumpărate și pe multe erau un bilețel pe care spunea că această mască nu protejează împotriva virusilor.
Păi în condițiile în care ai foarte multe asemenea produse, cred că mulți cetățeni au purtat aceste măști crezând că în realitate îi protejează, dar acest lucru nu se întâmplă. Și poate asta cred că este explicația unei creșteri atât de mare, exponențială, care văd că în loc să aibă vreo tendință de a se opri, ea crește exponențial, deși vedem pe stradă foarte multă lume poartă masca afară fără să mai fie nevoie să ducă cineva muncă de lămurie cu ei. Deci eu văd o populație care s-a educat, înțelege că există un pericol, dar ceva se întâmplă, se propagă. Eu găsesc că una din explicații sunt aceștia măști neconforme. Văd că autoritățile, niște invitați, tot la emisiunea data de acum câteva zile, se reau de fund în sus că, vai, sunt măștile cum sunt, că sunt bune, că nu ne pricepem noi, dar realitatea este că farmaciile sunt pline de măști neconforme și cred că asta este cauza principală care face ca această epidemie să nu poată fi ținută sub control. Aici statul trebuia să fie mult mai riguros din punctul meu de vedere. Îl avem chiar acum în direct și pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, pentru că odată această creștere exponențială a îmbolnăvirilor, această pandemie scăpată de sub control, ne pune legitim întrebarea și ce se întâmplă pe parte economică, pentru că toți ne gândim care este de fapt planul pentru 2021, domnule Ciolacu, apropo de pensii, de salarii, de alocații. Până acum ne-am împrumutat aproximativ 100 de miliarde de lei. E o gaură. Unde ne situăm? Bună seara! Este clar că dacă nu depășim această criză sanitară, nu are rost să vorbim de educație sau despre economie. Din măsurile luate până acest moment de către actualul guvern, pe care eu îl calific și incompetent, și responsabil, și corupt, mai mult ca sigur că vom avea un blocaj în sistemul sanitar și mai mult ca sigur că la un moment dat decizia va fi de a intra toată România din nou în stare de urgență și în carantină. Pentru că nu se ia nicio măsură coerentă să stopăm acest trend ascendent în care ne aflăm în acest moment. Și în opinia dumneavoastră, cum putem să stopăm? Opinia specialiștilor cu care ați vorbit noastră, că siguranță nu sunt noastră specialiști. În primul, domnul Rafila și domnul Cercel au spus foarte clar că trebuie luate anumite măsuri, pentru că nu a fost făcută prevenție. Noi ne-am trezit în această situație pentru că n-am avut niciun fel de prevenție. Haideți să ne aducem aminte contextul în care au fost deschise școlile nefiind pregătiți, cu toate că am avut 6 luni de pauză pentru copii și pentru profesori și au fost deschise pentru că aveam alegeri locale. Acum, peste câteva zile, respectiv vineri, vom intra în campanie electorală. Categoric în campanie electorală nu vorbim de o stopare a unui trend ascendent, dimpotrivă. Și cred că după ce își vor face moftul cu aceste alegeri pe data de 6 decembrie și cei de la PNL și cei de la USR, vom intra într-un blocaj total. Și pe partea economică, ce va însemna acest blocaj? Pentru că pe lângă sănătate, pentru fiecare dintre noi este important și nivelul de trai, viața, că suntem pensionari, că suntem salariați, că suntem părinți și ne gândim la alocații. Nivelul de trai ne arată foarte clar că a scăzut foarte mult în România în această perioadă, va scădea din ce în ce mai mult. Nu avem investiții majore în sistemul public, astfel încât economia, măcar din această zonă, să se hrănească. Nu avem consum, pentru că nu a mărit nici alocații, nici pensii, nici salarii, absolut nimic, o să urmeze șomaj și un colaps economic în care ne aruncă actuala guvernare. Și după 6 decembrie, dacă nu se va lua până atunci o decizie de amânare a alegerilor, deocamdată
cel puțin zona PNL-ului e fermă în sensul ăsta, dar eu realmente nu-mi imaginez... Astăzi ne-a demonstrat și USR-ul și PMP-ul că doresc aceste alegeri, lipsind de la ședințele Senatului. Într-un fel, legislativul în România este blocat pentru o singură spesă, o lege care trebuie retrimisă care poate amâna alegerea. Aș vrea să vedem puțin și declarația președintelui, ce a spus Claus Iohannis. Mie personal nu mi s-a mai părut la fel de ferm ca altă dată. Vom avea alegeri parlamentare în decembrie la 10.000 de cazuri pe zi sau se ia în calcul amânarea lor? Mulțumesc. În momentul acesta nu luăm în calcul amânarea alegerilor și experții nu... Sunt de părere că se impune amânarea alegerilor. Putem să vedem și în lume ce se întâmplă. Chiar astăzi, după cum am spus în deschidere, au loc alegeri în Statele Unite ale Americii, o țară mult mai greu lovită de pandemie, din păcate, decât am avut situația în România. Nu putem să ne legăm de un anumit număr, ci trebuie să vedem evoluția în întreg, și să luăm acele măsuri care permit controlul extinderii pandemiei și atunci cu siguranță și alegerile vor fi posibile. Domnule Ciolacu, așa cum spuneam, eu nu mai mi s-a părut atât de ferm Claus Iohannis. Vă lăsați păcălită dacă nu vă... E posibil. Până acum spunea, sigur le facem. Acum spune, citez, în acest moment nu avem motive să le amânăm. Nu știu ce se va întâmpla peste două săptămâni. Dar care ar fi motivele să le anuleze? Fiindcă nu vedem niciun motiv. Eu aș vedea unul. Sunt absolut sigură că în 2-3 săptămâni, din păcate, vom avea imagini din spitale, după ordinul dat aseară de Arafat, în care oamenii vor fi cazați, să spunem așa, spitalizați pe holuri, iar ATI-urile vor fi pline și vor alege cine cu cine. Doamna Crețu, vă repet, vor face alegeri în orice condiții. Nu interesează această pandemie și această criză sanitară. Îi interesează un singur lucru. Nu interesează câți români vor muri. Îi interesează puterea absolută în România. Păi și omul ce va alege pe fondul acesta emoțional totuși? Credeți că va alege neapărat PNL? Sau? Adică mie mi se pare extrem de riscant. Eu vă spun ce-și doresc domniile lor. Ce-și dorește președintele cu guvernul său. Asta nu înseamnă că românii vor face acest lucru. Eu sunt ferm convins că românii vor ieși pe 4-6 decembrie și vor vota. Și sunt ferm convins că nu vor vota cu Partidul Național Liberal. Pentru că ne îndreaptă către un dezastru național. Și dacă vor vota mai mult cu PSD-ul decât cu PNL-ul, noi avem o Constituție care spune că doar atunci când obții peste 50+1, clar președintele trebuie să dea guvernarea acelui partid. Dar ascultați-vă rog frumos întrebarea până la capăt. Întrebarea mea este dacă veți fi primii. Cu cine veți guverna? Nu știu, cu PNL-ul ați accepta o guvernare? Nu vom guverna cu Partidul Național Liberal și nu vom vota un guvern al Partidului Național Liberal. Am votat un guvern al Partidului Național Liberal când erau 100 de cazuri și când era semnalul clar că va exista o pandemie, cu toate că alții ne spuneau că este o simplă răceală, și am văzut unde s-a ajuns și această dorință de a avea, repet, puterea absolută și de a le cunoaște. Nu cred că românii vor dori în continuare să rămână cu Orban, cu Grindel, cu doamna Anisie sau cu domnul Câțu. Și cu cine veți face guvernul? Adică cu cine ați fi discuți? Cu SR-ul? Vom vedea cum va arăta viitoarea configurația Parlamentului și vom lua o hotărâre atunci. Ne subestimați capacitatea de a negocia o viitoare guvernare. Mulțumesc mult pentru această intervenție. Îl întreb și pe domnul Prișcă, pentru că, într-adevăr, după ordinul dat aseară de domnul Arafat, un ordin care spune clar că spitalele trebuie să interneze, indiferent că au locuri, indiferent că nu au, cum să ne așteptăm, cum să vedem, domnule Prișcă, totuși România asta în care oamenii vor fi internați pe holuri, nu vor mai fi locuri la ATI, pentru că, repet, e evident pentru toată lumea, nu mai e suficientă
autoprotecția prin mască, prin spălat de mâini și distanțare, totul e exponențial. În primul rând, dați-mi voie 10 secunde să explic puțin și ordinul pe care l-am stat chiar în emisiunea domnului Ciutacu, în care participam. El se referă la SMURD și la UPU. Puțină lume știe că UPU-urile, intervenții de primire urgență, sunt structuri distincte în cazul spitalelor. Problema era ca atunci când este preluat un bolnav, să nu înceapă cei de pe SMURD, de pe ambulanță, efectiv, de pe dubă, să spune să vadă unde poate să ducă un bolnav și să-l ducă la cel mai apropiat UPU pentru a fi stabilizat cazul, iar după o oră, două, trei, când este stabilizat, cei din UPU iau legătura cu alte spitale pentru a găsi un loc liber, dacă, Doamne, trebuie să fie unde să fie. Domnul Prișcă, sunteți conștient că la peste 10.000 de cazuri pe zi și chiar la peste 8.000 nu mai ai locuri în spitale? Efectiv, nu mai ai. Asta e realitatea, din păcate. Ei vor fi cazați pe holuri, cum am văzut și în alte țări. Vor fi, nu știu, pe saltele, habar n-am. Adică asta e realitatea. Nu putem face peste noapte un sistem sanitar mai bun, mai mare, mai eficient, cu mai multe paturi. Nu putem face peste noapte, dar putem să facem peste noapte sau într-un termen foarte scurt și am făcut deja tot felul de, să luăm măsuri paliative ca să putem să evităm astfel de dezastre pe care le scrieți dumneavoastră. Spitalele astea, rol 1 și rol 2, care au fost înființate la Balotești, la Constanța, cel de la Iași, aproape în fiecare județ, Comitetele Județene de Stări de Urgență au luat măsuri pentru a suplimenta locuri în spitale temporare. De exemplu, la Cluj s-a închiriat un spital privat. Toată lumea se întreabă, adică de fapt ocolim întrebarea esențială, de ce nu închideți așa cum au făcut Belgia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda? Adică, de fapt, asta e întrebarea, ca să stopați, pentru că e clar depășit sistemul sanitar. Astea sunt așa, e cancan ceea ce spuneți dumneavoastră în seara asta. Nicio țară din Europa nu a luat astăzi, nu are luat astăzi o măsură egală cu ceea ce a fost în primăvară. Tot ce se ia în Europa sunt tot felul de hibrizi între diverse măsuri pe care se iau și pe care le luăm inclusiv în România. Nu, ceea ce face Europa este ceea ce s-a întâmplat în seara asta cu Gherla din Cluj. Ce s-a întâmplat în seara asta cu Zalău? Exact. Păi asta înseamnă carantinare. Cum o să organizați dumneavoastră alegeri în carantină când e limitată circulația? Am mai discutat și dumneavoastră în emisiune. Avem două exemple. Argeșul și Prahova, două județe în care în august era prăpăd, în care s-au luat măsuri exact așa, de carantinare, de izolare, de impunere unor măsuri, masca, închiderea restaurantelor și așa mai departe, chiar astăzi, sunt la 1.20, 1.30. Domnul Prișcă, la Cluj s-a luat măsura asta de o săptămână jumate și Clujul a ajuns la peste 5 la mie. N-are niciun efect. Din păcate, asta încercam să vă spun. Nu există niciun efect vizibil. Andreea, cred că îți pierzi timpul cu domnul Prișcă. Uite, eu vreau să intrăm puțin mai concret. Îți citez o declarație a președintelui Klaus Iohannis din 28 aprilie 2020. Când a vrut și a reușit să amâne alegerile locale pentru toamnă, în 27 septembrie. Și spunea în 28 aprilie domnul președinte Klaus Iohannis: nu voi tolera în niciun caz să avem alegeri sub semnul epidemiei. Dacă nu se pot ține în siguranță, atunci vor trebui amânate. Eu nu o să fiu de acord să facem alegeri când încă sunt mulți bolnavi. Să facem alegerile atunci când nu reprezintă un pericol pentru populație. Păi vezi dubla măsură când și-au dat seama acum peneliștii că dacă mai trec iarna la guvernare, nu o să-i mai voteze nimeni, vor pune problema dacă mai intră sau nu în Parlament, nu îi mai interesează de sănătatea populației, de niciun pericol și vor să le facă cât mai repede, doar să mai recupereze ceva și probabil își fac ei un plan cu SRE-ul să încerce să facă o jalnică majoritate. Da. Deci nu se poate pune problema la maniera asta, nu le interesează de cetățeni. Facem cum facem, că așa vrem noi, că suntem tari și că noi nu răspundem, că nu ne sancționează electoratul, că în ziua de astăzi, când ajungem la guvernare, putem să facem ce vrem, că noi închidem... Nu despre alegere este vorba, să știți că la ora asta... Ba da, domnule Prișcă, de fapt, dumneavoastră nu dați stare de urgență, așa cum au făcut toate țările pe care le-am enumerat un pic mai devreme, pentru că nu aveți posibilitatea legală ca în starea de urgență
să organizați alegeri. Este în lege. Să știți, doamnă, că se poate. Sala de urgență nu se poate. Am citit foarte exact legea. Da, nu dați. Dar cu toate astea, vedem că măsura aceasta pe coduri verde, galben, roșu nu are niciun efect. Zalău a ajuns la 8 la 1000, domnul Prișcă. Clujul, repet, este oraș, județul din care proveniți a trecut peste 5 la 1000, nu mai au locuri, nu mai au locuri la Timișoara. Despre asta e vorba și mai e și chestiunea economică. Și vreau să merg la domnul Budai să-l întreb direct. În opinia dumneavoastră, care, pe fondul economic actual, care e planul pentru anul viitor, cu pensii, cu salarii, cu alocații, pentru că pe lângă partea de sănătate trebuie să vedem cum vom trăi. Vă ascult, domnule Budăi. Bună seara, bună seara tuturor colegilor și celor care ne urmăresc. Situația este complicată, dar în același timp, în spatele a ceea ce noi am scris în propunerile noastre de program de guvernare pe economic și pe muncă, stau sute de ore de calcul și de muncă în spate. Vreau să vă spun că în momentul acesta programul pe muncă al PSD este strâns, axat pe ceea ce înseamnă mediul de afaceri românesc, pentru sprijinirea mediului de afaceri românesc, cu scopul final de a apăra locurile de muncă, de a recupera locurile de muncă pierdute și de a crea alte locuri de muncă. Și da, vă spun cu toată responsabilitatea, legile în România trebuie respectate, alocațiile trebuie dublate, salariile profesorilor trebuie duse la nivelul din 2022, pentru că și impactul bugetar este foarte mic, mai ales la profesori de vreo 600 de milioane de lei, și legea pensiilor trebuie respectată. Și asta vom face din prima zi de guvernare, dacă asta era direct întrebarea dumneavoastră. Și pe gaură asta se poate face lucrul ăsta? Adică haideți să încercăm să vedem, pentru că o să vă arăt puțin mai târziu, Statele Unite, care și în momentul de față au cea mai mare infectare, au avut cea mai mare cădere în primele două semestre, pe semestru 3 au avut cea mai mare creștere, pentru că și-au luat măsuri de așa natură, după împrumuturi, după gaură aia, încât au crescut cu 33%. Noi suntem deocamdată în gaură, nu ne ducem deloc în sus. Dar până atunci aș vrea să vedeți ce se întâmplă de fapt cu marile comunități, că nu dăm stare de urgență, ne e clar de ce, pentru că trebuie să avem alegeri. Eu una nu sunt sigură că vom avea alegeri, pentru că realmente nu-mi dau seama cum va reacționa populația văzând ce se întâmplă într-un sistem sanitar depășit. Dar deja primarul din Timișoara, domnul Friț, vorbește de iminența carantinării acestui oraș, iar Timișoara a ajuns, doamnelor și domnilor, la peste 6 la 1000. Suntem la o rată de infecție aici în Timișoara de aproape 6 la 1000 de locuitori. Asta înseamnă că intrăm într-un scenariu de creștere exponențială și trebuie să spun din păcate că este puțin probabil că vom putea evita o carantinare a orașului și a întregii zone periurbane. Clujul a trecut cel de 5 la 1000, Bucureștiul e la 4 la 1000, mai precis la 3,91. Răzvan Savaliuc, ce înseamnă carantinarea? Sau putem explica, sau putem pregăti populația fix pentru chestiunea asta? Chiar sunt curioasă mâine Zalău cum va arăta, totuși e oraș reședință de județ, dar nu e de dimensiunea Timișoarei sau Bucureștiului sau Clujului. Da, cred că ce înseamnă carantinarea? Adică cum? Mai ales că eu nu-mi imaginez cum să carantinez Bucureștiul rupându-l de Ilfov, acolo fiind un trafic... Păi tehnic, populația a fost cumva instruită de la prima blocare a întregii țări. Cred că se va ajunge fără doar și poate. Eu am informații că pe la jumatea lui decembrie se va atinge o medie de 10-15 mii de infectări, cazuri noi pe zi. Deci va fi foarte mare. Eu nu știu cred cum că lui noiembrie vrei să spui, că mâine vom depăși 8.000. Nu, adică... spune decembrie cum e prevăzut și spun că sursa este dinspre autorități, dar ei nu vor să spună lucrul ăsta. Au făcut o proiecție, se duce adică undeva în 15.000 și nu știu cum s-o dea la întors. Eu sper să vină niște minți mai luminate de afară și că noi tot ascultăm ce ni se spune de afară, să zică,
băi, terminați cu joaca de alegere, hai, închideți acolo ce închideți și amânați alegerile pentru altă dată, nu vă mai jucați cu sănătatea oamenilor. Eu sper când vor face din nou blocajul să te renunțe la prostia aia cu declarații și cu amendarea în masa populației, să se meargă foarte mult pe educație, pe prevenția populației, adică să știe populația și să facă benevol acest lucru, să-și ia măsurile de protecție și ei să asigure că au măști conforme, că altfel degeaba purtăm noi tot felul de prostii cu care sunt pline farmaciile și sper să nu se închidă economia, să găsească niște soluții astfel încât, să, încă o dată o spun, noi nu suntem Franța, nu suntem Germania, nu suntem Statele Unite să avem fonduri să alocăm sute de miliarde să susținem. Nu, noi am împrumutat 15 miliarde și ăștia de la guvernare nici nu vor să spună ce au făcut cu ele. Deci aici, în situația asta, suntem noi. Nu ne permitem să susținem economic un lockdown adevărat. Deci sunt și eu curios ce vor face acești guvernanți care am impresia că se joacă cu focul. Domnule Prișcă, și îmi răspundeți după 10 secunde. Clar, București e cel mai mare oraș. L-am auzit pe prefect, nu știu dacă era euforia începutului de mandat, dar dânsul se gândea la un plan de carantinare pe străzi și cartiere. Asta va fi soluția, pentru că străzile, cartierele interacționează aici în capitală. Unul locuiește într-un cartier și are job într-un alt cartier, dar îmi răspundeți după 10 secunde. Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi. Respectăm indicațiile profesorilor. Rămânem acasă, dacă așa ne spune doctorul. O echipă puternică se formează de acasă, iar noi suntem alături de cei mici către un viitor mai bun. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Vă ascult, domnule Prișcă. Cum e ideea asta? Adică carantinați orașul sau carantinați străzi, cartiere? Despre ideea asta am discutat chiar la noastră emisiune de mai multă vreme și de mai multe ori. Nu, n-am primit niciodată un răspuns concret. Vă ascult, poate sunteți primul. Legea stării de alertă dă posibilitatea autorităților să ia măsuri microregionale. Să vorbim nu știu de care de străzi, dar de cartiere sau areale sau chiar și un sector, da, se poate. Pentru cum? Adică cum puneți polițistul să ia cartierul Bercen, să-l înconjoare? Cum? Să știe că în carantină, într-o locație din carantină, se poate ieși pentru a se merge la serviciu, de exemplu. Se poate ieși pentru a se merge la spital, de exemplu. Adică nu înseamnă că dacă este carantină, se pune un gard în jurul localității efective și nimeni nu mai iasă acolo fie ce-ar fi. Dar nu se mai iasă pentru activități neesențiale. Nu se adică, mai adică ăla din Bercen nu mai iese să facă ce și făcea acum? Nu ies să facă o plimbare în parc, nu ies să meargă. A, deci asta înseamnă că le închid parcurile, de exemplu. La Poiana Brașov sau mai știu eu unde. Pleacă mulți dintre bucureșteni în weekend. Aha, da, deci dacă carantina, să zicem, Berceniul, ăla nu mai pleacă la munte, nu se mai duce în parc, nu știu, parcurile de... De două săptămâni. Dar e cred că toată lumea este mai mulțumită cu astfel de măsurări decât cu o închidere totală a României. Închidere totală n-a existat. Stai să ne lămurim, că niciodată n-a. A existat în starea de urgență. Starea de urgență n-a fost totală. Te duceai la job, nu-ți interzicea nimeni să te duci la job. Păi asta vă spun, că zici, în carantină nu-ți interzice nimeni. Iată, e foarte important ca oamenii să înțeleagă treaba. Păi totală nu e. Totală a fost la chinezi, de la o sudată lor a intrările în bloc. O închidere generală, dacă vreți, adică aplicabilă tuturor județelor României. Pentru că sunt județe în care lucrurile nu stau la fel de rău ca în altele. Și ăsta este lockdown-ul românesc, dacă vreți, pe care îl aplicăm. Pentru că asta încerc să răspund, în vestul Europei nu au alegeri, nu au campanie electorală. Da, cred că ați pus punctul pe ei, lockdown românesc. Din păcate, în lockdown-ul ăsta românesc, creșterea exponențială. Din păcate, asta e realitatea. Din păcate, pentru ei, au prăpăd acolo și au zeci de mii de cazuri. Și raportat la populație, sunt de 4-5 ori mai rău ca în România. Nu au alegeri, campanie electorală sau alte probleme de genul ăsta. Dar niciuna din țările astea, că e Franța, că e Belgia, că e Italia, că e Austria, de azi noapte, nu au mai luat măsuri la fel ca în primăvară, când s-a făcut un lockdown general, la nivelul întregii țări. Și asta este soluția, pentru că cu acest virus, din păcate, va trebui să mai trăim câteva luni, cel puțin câteva luni. Și nu putem să închidem totul, să stăm acasă, să distrugem economia, în condițiile în care, dacă luăm măsuri punctuale,
Și, fiecare și după 6 decembrie sunteți sigur că nu dați stare de urgență? Da, sunt absolut sigur că vom merge în același sistem, pentru că v-am spus. Argeș și Prahova sunt județe care au împreună 1,5 milioane de locuitori. S-a văzut eficiența măsurilor. Cred că măsurile astea își vor vedea eficiența. În 14 zile, în 3 săptămâni, se va vedea eficiența. Da, dacă ne luăm după epidemiologi, domnule Budă, ei spun întotdeauna că numărul ăsta de cazuri care ne este raportat zilnic trebuie să-l înmulțim cu 10. Astăzi au fost vreo 7800, înmulțit cu 10, 78.000, așa, la modul îmbolnăviților, nu la modul transmisibilității. Din punctul nostru de vedere, e scăpată de sub control această pandemie, da sau ba, adică să înțelegem dacă se mai poate face ceva practic, nu în jocul ăsta politic, PNL-ul e bun, PSD-ul rău, sau PSD-ul e bun, PNL-ul e incompetent. Nu, adică practic. Nu să-mi permit să discut sănătatea cetățenilor români în cheie politică, dar uitați, haideți să vă dau o știre din Botoșani. Vă rog. În Botoșani nu mai avem niciun loc la ATI, nu mai avem niciun loc în spitale. Suntem abia peste 2% puțin la 1000. A venit domnul ministru Tătaru în campanie electorală acum 2 săptămâni, ne-a promis o unitate mobilă ATI, nu a ajuns. Și spitalele sunt pline. Nu-i numai în Botoșani și noi suntem de la peste 2 la 1000. Ori dacă numărul paturilor ATI din martie până acum este același, este domnul Orban sau domnul președinte ne spune un număr de paturi ATI, ministrul Tătaru ne spune alt număr de paturi ATI. Ori dacă, cum s-a spus mai devreme, 6 luni de pauză de școală și nu a ajuns o tabletă la elev din partea guvernului, dar îi ținem acasă, păi clar că situația este scăpată de sub control, din păcate. Da, din păcate și asta cu școala, pentru că țările, deși au declarat, bine, fiecare țară numește lockdown-ul cum își dorește, că e stare de alertă, că e roșie, că, în fine, vorba dar... În Franța, în Belgia, peste tot se merge la școală. În România nu, acolo când intri în roșu, și asta mi se pare într-adevăr un atac care va avea efect în timp. Asta pentru că nu s-a făcut la educație. De fapt, asta e o decizie pe care eu personal nu înțeleg. Dacă renunțăm la educația copiilor, practic renunțăm la tot. Haideți să vedem ce se întâmplă și în America, întrucât din noaptea asta este o chestiune de zile în care vom afla, doamnelor și domnilor, cine este noul lider al lumii, Trump sau Biden. Dar înainte de asta aș vrea să remarc acea performanță economică despre care vă vorbeam și mai devreme, o performanță economică fără precedent în America a administrației Trump, că ea este acum la putere, la butoane. Economia a crescut cu 33,1% în trimestrul al treilea din 2020. Este cea mai mare creștere din 1947. Americanii au publicat datele și asta este realitatea, adică după căderea enormă au reușit să crească cu 33,1%. Da, haideți... au făcut lucruri simple, doamna Andreea. Explicăm puțin ce va fi acolo, cum au reușit chestiunea asta, dar întâi vreau să-l vedem și pe un jurnalist american, cum vede el momentul ăsta al confruntării Biden-Trump. Everyone's in on the Great Reset. Well, almost everyone. There's one guy who's got the power to do something to stop it, and you know exactly where I'm going. And they made a mistake. They tried to get Trump on their side, so they invited Donald Trump to Davos, I think a couple of times. But in January, when Donald Trump, I think, really began to see the beast that he was up against, he went to Davos, yeah, to the World Economic Forum, and he stuck a MAGA finger in their eye. We're committed to conserving the majesty of God's creation and the natural beauty of our world. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse. These alarmists always demand the same thing, absolute power to dominate, transform, and control every aspect of our lives. We will never let radical socialists destroy our economy, wreck our country. 2 days after Donald Trump gave that speech, the 89-year-old leftist weirdo billionaire George Soros made an emergency intervention where, at Davos, once again, warning that the U.S. 2020 election will determine the, quote, fate of the whole world.
Now, in the context of Davos, take a look at this one more time. This is a month after Donald Trump addressed Davos and stuck the MAGA finger in their face. Here's what Francis, the Vatican, and Jeffrey Sachs had to say in response. And it is a dangerous country right now. It will be absolutely dangerous if Trump wins re-election. Trump wins re-election. Trump wins re-election. Clearly, I consider the Trump administration a danger to the world, but I regard it as a purely temporary phenomenon that will disappear in 2020. Do you get it? Do you see why there's so much hate for Trump? Because with all of his faults, again, he's the capitalist. He's not the globalist. He never will be one of them, which is why he pulled the United States out of the Paris Climate Agreement. Donald Trump pulled the United States out of the World Health Organization. That's Bill Gates and company. And now he's threatening to pull the United States out of the World Trade Organization. People say, yeah, well, Donald Trump got married twice. He's a bad guy. Really? He's right in the face of the demons on this, friends. Nobody ever said he was a saint. He's knocking the sacred cows of the United Nations down all over the world right now. The General Assembly routinely votes 185 against the United States on almost everything right now. And you remember, speaking of the United Nations, in November of 2019, again, right before COVID landed, Trump went to the UN on the floor of the General Assembly, and he declared war on globalism. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. And shortly after the speech at the UN, Donald Trump delivered, what do you think happened? The coronavirus was unleashed on the world, and Trump's booming U.S. economy went on life support. Do you think that was an accident? And the name of the game now is to bring the United States economy to its knees, get it out of the way, so that everyone will want the Great Reset. Make the new normal so intolerably abnormal that even you and I, maybe, you know, at some point in the near future, we'll be begging for the vaccines because we'll be driven crazy by that point. Begging for whatever else is going to keep us safe according to our jailers and our handlers and our zookeepers. You see, that's what they want. That's why they keep using this term new normal. You know what we do to fight back? Go to work. Go back to school. Încă să mergem la școală, da, chestiune esențială, pentru că contează sănătatea, contează până la urmă și nivelul de trai și educația. Bună seara, Bogdan Chiriac, vă mulțumesc că sunteți în direct cu noi. Ce se va întâmpla după noaptea asta? Deja la ei vreo 95 de milioane au votat, deja e mult vot prin corespondență. Pe ce mizați? Ce va ieși? Biden sau Trump? Eu? Cred în continuare că Donald Trump va primi un al doilea mandat prezidențial din partea poporului american. Dar rezultatul nu îl vom afla mâine dimineață. Fiindcă, conform legislației, multe state vor începe să numere voturile prin corespondență abia la terminarea zilei de vot. Deci lucrul ăsta nu se face cu ușurință. Deci ne putem aștepta și de altfel au fost și anunțurile oficiale. Echipele de campanie se pregătesc pentru câteva săptămâni de acum încolo pentru a afla rezultatul. Oricum, lui Donald Trump îi se opune un candidat extrem de slab, nu găsesc alt cuvânt, sau prea puțin puternic. Joe Biden are o vârstă înaintată. De altfel, în campanie electorală a fost în anumite situații când a pierdut șirul ideilor, dar are un vicepreședinte foarte, foarte puternic, african-indian, doamna Harris, tânără, puternică, cu experiență politică, ar putea oricând, conform spuselor lui Joe Biden, să preia președinția Statelor Unite. Știți că în caz de incapacitatea președintelui ales, vicepreședintele devine președinte până la alegerile la termen.
2024. Da, cum e la noi cu președintele Senatului. Dar aveți vreo explicație cum au reușit americanii după ce s-au dus în cap două semestre? Cred că ei au avut cel mai mare deficit față de 2019. Ca în semestru 3 să aibă această creștere economică spectaculoasă de 33%? Da. Au fost 3.000 de miliarde de dolari pe care guvernul american i-a injectat în economia țării. Și cu acești bani și-au revenit lucruri. De altfel, eu sper că vom scăpa cu toții mai repede de acest coșmar numit coronavirus. Începând de mâine dimineață. Că vaccinul există, companiile americane l-au fabricat, acum autoritățile în domeniul din Statele Unite au anunțat că nu vor admite o validare rapidă. Și eu cred că decizia asta are legătură cu alegerile din America. Dacă se anunță vaccinul, atunci Trump primește o balon de oxigen. Ori asta n-au vrut să facă. De altfel și în România, vedeți cu ce a început într-o zi, cu aproape 8.000 de infectări pe zi și 120 de decese, președintele Iohannis a încercat să restabilească speranța și a reușit. A anunțat că în primăvară vom fi toți vaccinați. Adică în acest coșmar pe care îl trăim. Președintele spune, rezistați-mă la primăvară că atunci va fi salvare. Și cu Trump ar fi fost la fel. Dacă AstraZeneca, Oxford și toți ceilalți spuneau, ok, la sfârșitul 1 noiembrie începe vaccinarea. Era o mare ușurare pentru toată lumea. Or, FDA, Federal Drug Administration, a anunțat, nu, noi nu ne grăbim și au fost multe situații în care s-au grăbit. Așa este, dar bine, nu avem neapărat o certitudine, o speranță asta cu primăvara, dar și la noi alegerile, ca și la americani, sunt până la vaccinare. Îi mulțumesc domnului Chiriac și îl întreb și pe domnul Budăi. Ce ar trebui să facă România să, după groapa asta în care ne împrumutăm cu aproape 100 de miliarde, dacă nu cumva am și depășit cifra asta, să ajungem și noi ca americanii să urcăm? Pentru că ne-am împrumutat, dar eu n-am văzut banii ăștia în economie, nu știu, poate n-a fost suficient de clar domnul Câțu. Ceea ce noi, Partidul Social Democrat, le propuneam de la începutul acestei crize, ceea ce s-a făcut în America, anume s-au încurajat, s-au dat bani la populație, efectiv. Am cunoștințe acolo, din Botoșani, am rude chiar. Și mi-au spus, au mici, sunt mici întreprinzători, au fost sprijiniți efectiv cu banii pentru salarii, nu au trimis pe nimeni nici măcar în șomaj tehnic. Au primit oamenii, salariații, bani de la guvern, astfel încât să încurajeze consumul în continuare. Exact într-o expresie, cum a spus domnul Bogdan Chiriac, au injectat lichidități în economie, pentru că acum criza aceasta, ceea ce n-a înțeles guvernul liberal, am văzut că abia acum două zile a spus și Florin Câțu, nu este o criză ca în 2010, unde a fost peste criza economică și o criză de lichidități. Acum ne-a prins această criză economică care se trage din criza sanitară, dar nu avem criză de lichidități pe piață. De ce? De ce noi, România, suntem în continuare la 1,5% din PIB, măsuri pentru sprijinirea economiei, iar din Cehia până în Bulgaria, țări de lângă noi sunt între 15 și 20%. Nu vorbim de Germania cu peste 30%, vorbim de cei de aproape de noi. De ce noi cu 1,5 și cei de lângă noi cu 15-20%? Asta nu înțeleg. E o întrebare și cred că oamenii mai au o întrebare nu neapărat legată de alegeri, ci despre ceea ce se va întâmpla după alegeri, ce se va întâmpla cu Crăciunul, ce se va întâmpla cu Revelionul. Iată care este răspunsul ministrului Sănătății, domnul Nelu Tătaru. Ce va fi de Crăciun depinde de ce va fi mâine, de ce va fi peste 2 sau 3 sau 4 săptămâni. Dacă noi nu gestionăm aceste săptămâni, nici nu vreau să mă gândesc la Crăciun. Noi avem în acest moment niște repere și vă am spus care sunt barometrele mele. Primirea urgențe, internările, decesele, terapia intensivă cu extensie. În condițiile în care eu am niște reguli și nu le respect, mă gândesc că da, poate fi. Îmi fac o evaluare și o previziune a mea. În condițiile în care eu voi respecta niște reguli, avem 3 cicluri de 14 zile epidemiologic. Ar trebui să ajung la o limitare, la un platou.
va trebui să continui încă cu acel ciclu de 3 ori 14 zile ca să încep să scad ca și număr. Cine crede că dacă eu astăzi respect sau nu respect, voi avea previziunea că voi avea un Crăciun liniștit sau voi merge la munte sau voi merge în sănătatea, se înșală. Răzvan Savaliu, când vine platoul ăsta, că ne tot zice domnul Tătaru de platoul ăsta de 4 luni de zile și noi tot în creștere o ținem? Păi ți-am zis, pe jumătatea lui decembrie o să ne apropiem de 15.000 de infectări pe zi și să știi că în Europa se pune problema unui lockdown general în toate statele din Uniunea Europeană, dacă se va lua decizia asta, se va trece peste orice voință a PNL-ului și o lună de zile, se aude că de pe 15 decembrie până pe 15 ianuarie, toată Europa va fi blocată. Încă nu s-a luat decizia, dar spun că ea se discută. Și mai departe, Dumnezeu cu milă. Eu sper însă să ne apărăm interesele economice și dacă tot se vorbea de ce noi avem doar 1,5% investiții în economie, iar alte state au 15-20%. Asta să știți că este, da, o minciună. Asta este domnule, pentru că noi, părerea mea este că noi finanțăm și îngrășăm economiile altora pentru că noi nu avem guvernanți care să apere interesele țării, ci se comportă ca niște agenți străini. Mulțumesc! Victor Ciutacu a ajuns lângă mine, doamnelor și domnilor. Victor, ce n-ai pregătit? Bună seara, Andreea, bună seara, doamne și domnilor. Vă aștept în doar câteva momente la sarea marilor dezvăluiri, la punctul culminant, evident. Record după record, domnilor și domnilor, negre recorduri care atestă eșecul măsurilor impuse de Arafat. Cât de gravă este în realitate situația? Ce a aflat Victor Ponta, invitatul meu special?